Anul trecut plăteam undeva în jur de 200 de lei pe metru cub de lemne. Anul ăsta deja am ajuns să plătim în jur de 400-450 pe metru cub. Și în ceea ce privește consumul de energie electrică, avem două facturi. În luna noiembrie anului 2021 plăteam în jur de 22.000 de lei factura și am ajuns anul acesta, în martie, să avem o factură de 56.000 de lei. Cam acestea sunt sumele pe care le-a plătit pe utilități conducerea spitalului din Orșova. Managerul spune că s-au luat măsuri de economisire, dar tot așteaptă cu înfrigurare lunile de iarnă, când consumul de energie și lemne va crește foarte mult. A trebuit să facem niște contracte, eu spun că generoase, cu direcția silvică și cu un privat, pentru că totuși prețul la lemne cu toții știm că a depășit 700 de lei metru cub. Noi avem un contract care se duce undeva la 410 lei pe metru cub cu transport cu totului tot, ceea ce înseamnă că este foarte bine. Dar am înjumătățit cantitatea. Am reușit să facem față crizei energetice, am înlocuit tot ce înseamnă caloriferii din anii 70, care mai erau încă, și coloanele atât pe orizontală cât și pe verticală, pentru a micșora cantitatea de apă necesară încălzirii. Și la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin sunt luni în care facturile au fost mai mari cu 60% față de aceeași perioadă anului trecut. Conducerea spune că este necesară o finanțare suplimentară pe pacient, ca unitatea să poată face față cheltuielilor. Pentru noi, ca unitate publică sanitară, care are venituri doar din contractul cu casa de asigurări, este un efort extraordinar de mare. Cu siguranță, toate unitățile sanitare vor avea această problemă și în viitor, dacă nu se vor lua alte măsuri de subvenții și de a suporta anumite cheltuieli ale spitalelor, vom intra într-un colaps și nu vom putea acorda asistență medicală de calitate. La fel de dificilă este situația și pentru instituțiile de protecție socială. Din cauza scumpirilor, managerii spun că a devenit imposibil să stabilești un buget predictibil. Pe de o parte ai facturile la energie electrică, ai prețurile la carburant și din prețurile la carburant după aceea și la energie, evident că îți cresc toate prețurile. Ori eu degeaba îmi prognozez la începutul anului și solicit la Consiliul Județean buget de 3 lei, pentru că nici nu am cum să știu cum evoluează prețurile la alimente, la toate celelalte. Și eu s-ar putea să cer 3 lei și eu până la sfârșitul anului să am nevoie de 9 lei, că nu poți nici măcar nu poți să-ți faci o estimare. În condițiile în care și prețurile unor medicamente au crescut foarte mult, conducerile unităților sanitare spun că așteaptă cu groază sezonul rece.